Astăzi vom vorbi despre unul dintre credincioșii musulmani care au trăit în timpul vieții profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noi știm că companioni sunt acei musulmani care l-au văzut pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ca fiind musulman, pe scurt, definiția lor. Dar a existat în timpul profetului sallallahu alaihi wasallam un musulman credincios, smerit, om cu frică de Allah, om cu respect față de cei din jurul lui, un om care l-a adorat pe Allah foarte mult, dar nu l-a văzut pe profet sallallahu alaihi wasallam. Cum se poate ca un musulman în acea perioadă să iubească Islamul, să iubească calea lui Allah, să meargă pe calea lui Allah, să fie statornic pe această cale, să fie om smerit, om cu frică de Allah, om care îl iubește pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dar nu a venit să-l vadă. A avut un singur obstacol în fața lui, să-i spunem așa. A avut o piedică, a avut un lucru care nu i-a permis să vină, să se întâlnească cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este vorba de Uwais al-Qarni sau Uwais al-Qarani, în lumea turcică îi spun Veysel al-Qarani. Este vorba de un musulman din Yemen, Uwais ibn Amir din tribul Qarani al-Muradi. Care este povestea acestui musulman? Nu companion, pentru că nu este considerat dintre companioni, este considerat dintre tabiin, cei care au urmat companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trăia împreună cu mama lui. Își iubea foarte mult mama, îl iubea foarte mult pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dar datorită faptului că mama lui avea nevoie de el, nu a putut să o luase pe mama lui în Yemen, să vină să-l vadă pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dar datorită faptului că inima lui era conectată la mesajul lui Allah, era conectată cu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a transmis această iubire a companionului, acestui om, a urmașa companionilor, cum am spus, care a trăit în timpul vieții profetului sallallahu alaihi wasallam, dar nu l-a văzut, a transmis această iubire a lui prin revelație a transmis-o profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De aceea profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam le-a spus companionilor, va veni la voi din Yemen un om, un bun credincios, un om care își respectă foarte mult mama. Așa a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam despre Uwais al-Qarni, al-Qarani. Este un om care își respectă foarte mult mama. O să vină la voi, dar e un om care dacă jură pe Allah, Allah îi va da ceea ce cere. Adică dacă cere ceva de la Allah, Allah îi dă. Are ruga primită, are ruga acceptată de Allah subhanahu wa ta'ala datorită acestui fapt, că își respecta foarte mult mama. De aceea Umar radiallahu anhu, după moartea profetului sallallahu alaihi wasallam, ori de câte ori venea un grup din Yemen, se ducea și întreba mereu, este printre voi Uwais al-Qarani, este printre voi Uwais ibn Amr al-Qarani și al-Muradi. A venit un grup mare de oameni din Yemen la pelerinaj, a început Omar, califul, să întrebe despre Uwais al-Qarani. La care unul dintre oameni a spus, da, este cu noi aici, este un om sărman, este un om în lumea lui, nu este un om care sare în ochii oamenilor. Dar el în ochii lui Allah era mereu. Profetul în relatare a spus, o să vină la voi Uwais ibn Amr al-Qarani. Un om care a fost bolnav, a avut o boală a pielii, s-a rugat la Allah subhanahu wa ta'ala și a vindecat această boală, mai puțin o bucată, cât un dinar, cât un ban. O porțiune cât un ban a rămas această boală a pielii. Boală care nu se trata în acea perioadă.
La fel, profetul a vestit că el are ruga acceptată. Allah îi acceptă ruga și a spus, dacă aveți posibilitatea să-l întâlniți, dacă îl veți întâlni, cereți-i să ceară iertare pentru voi la Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea, Umar ibn al-Khattab se ducea și întreba, și când a auzit de el, a întrebat, tu ești Uwais al-Qarani, Uwais ibn Amr al-Qarani, apoi al-Muradi, și a spus, da, tu ești cel care a avut o boală așa de piele, s-a vindecat numai o... Da. Și a spus, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a vestit că tu vei fi, că ești un om care își respectă mama și pentru acest fapt Allah ți-a dat un statut, un rang prin care ți-a acceptat duaul. Și după aceea, el, Uwais al-Qarani, s-a îndreptat către Kufa. Atunci Umar i-a spus, nu vrei să vorbesc cu guvernatorul din Kufa? Să spun o vorbă bună, să te ajute acolo. Să fii un om bine primit, să te primească. Și a spus, nu, eu vreau să fiu un om de rând. Era un om modest, un om cu frică de Allah, dar datorită statutului care îl avea față de mama lui, datorită faptului că își iubea mama foarte mult, Allah subhanahu wa ta'ala l-a iubit. Allah subhanahu wa ta'ala l-a iubit. L-a iubit îngerii, îngerii au venit și l-au înțeles pe profetul Muhammad, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam l-a iubit chiar dacă nu l-a văzut. Iar profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la rândul lui i-a sfătuit pe companionii lui să întrebe și să-l caute pe Uwais al-Qarani. Vedem cât de mult este cât de mult contează în Islam și cât de important este să primești ruga părinților, să fie părinții mulțumiți de tine, îndeosebi mamele. Pentru că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a spus, paradisul se află sub picioarele mamelor. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. De aceea, respectul mamei este foarte important. Un alt companion a venit la profet sallallahu alaihi wasallam și l-a întrebat cine merită respectul meu și a spus profetul mama, mama ta. Apoi a întrebat, apoi cine? A spus, mama ta. Apoi cine? Mama ta. Apoi cine? Abia a patra oră a spus, tatăl tău. Vedem, în această pildă a lui Uwais al-Qarani a trecut și a scris numele cu cerneală din aur în istoria Islamului prin simplu fapt că era un om care își respecta și își iubea mama. Și n-a ieșit din cuvântul ei. Și nu a părăsit Yemenul, nu a părăsit țara în care trăia, cu toate că își dorea din inimă să-l vadă pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dar Allah subhanahu wa ta'ala, datorită acestei intenții bune, l-a ridicat la un rang în care îi accepta orice rugă. Iar profetul sallallahu alaihi wasallam i-a îndrumat pe companionii lui să intre în contact, să-l caute pe el și să-i ceară acestui om să se roage la Allah pentru ei, ca Allah să-i accepte duaul, că oricum profetul a spus că Allah îi acceptă duaul și să-i accepte duaul să beneficieze de binecuvântările acestui om smerit. În ziua de azi sunt mulți oameni musulmani care își neglijează părinții. Sunt musulmani care își lasă părinții în azil de bătrâni. Sunt musulmani care nu întreabă de părinți, se ceartă cu părinții pentru un lucru lumesc și datorită acestui scandal, acestei neînțelegeri, poate nu vorbesc cu părinții, faceți o mare greșeală. Un părinte, o mamă mai ales, este o poartă deschisă către paradis. În clipa în care moare părintele, se închide această poartă. În clipa în care nu ai o mamă care se roage pentru tine. În clipa în care nu ai o mamă care să te iubească, să știi că poarta raiului, că una dintre porțile raiului s-au închis în fața ta. De aceea statutul mamei în Islam este unul foarte important și trebuie ca fiecare musulman să nu neglijeze acest lucru. Am vorbit în alte clipuri despre ce spune Islamul despre părinți, ce spune Coranul, ce spune tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foarte multe lucruri și avem multe exemple
în viața savanților musulmani, în viața companionilor care ne dau pilde de cum ar trebui ca un musulman să-și respecte părinții. Și de aceea este datoria noastră să ne respectăm părinții, pentru că noi avem de câștigat prin acest respect. Așa cum Weisel Harani a câștigat acest rang datorită faptului că își iubea foarte mult mama și că o respecta foarte mult. Să fim și noi între cei care ne respectăm părinții și prin ei dobândim, deschidem aceste porți largi deschise către paradisul lui Allah subhanahu wa ta'ala.